Salutare, dragii mei, internațiune, pardon, suntem la cu Sfânta Ana, facem un bike vlog după atâta timp de pauză pe canal și îmi pare rău pentru chestia asta pe care s-a întâmplat. Am avut niște probleme, că și cu canalul, dar și tehnice. Dar de acum vă promit eu că vor urma proiecte în forță. Dragii mei, nu știu, sunt impresionat oarecum de zona asta. Suntem abia la început, nici nu am coborât. Până jos sunt vreo 2 km, presupun, de coborâre. Și lacul Sfânta Ana, dacă poate mulți nu știți, este un lac format în crater vulcanic. Este un lac efectiv în mijlocul muntelui. Veți vedea. Cred că ați văzut și în vlogul meu postat cu trip, vlogul cum arăta lacul. Eu am încercat de data asta să încerc cu bicicleta. Am și căzut mai devreme. M-am juluit puțin, nu știu dacă se vede. Se vede cât de cât. Am căzut puțin în cap, asta este. Haideți să continuăm și să coborăm, să vedem ce experiență o să avem. Poate dă ursul de noi, știți? Haideți să urmărim toată aventura asta. Rădăcinile astea de copac fac totul. E genial, uitați câtă lume este aici. Wow. Foarte frumos, foarte frumos. Ia să vedem aici la lac puțin. Băgăm. Ups, poate cad în apă. Poate cad în apă la cât din rementă-s. Ia să vedem până unde, cât de adânc e apa asta. Să bag bicicleta oare? Ia să băgăm bicicleta. Sunt curios, roata de pe spate măcar. Atât. Te duci în mufă acolo. Cum am spus, lacul Sfânta Ana este rezervație naturală, protejată prin lege, de aceea am fost opriți mai sus, adică a trebuit să coborâm. A trebuit să coborâm și din cauza aceasta nu se mai poate parca aici, pentru că mi se pare foarte corect. Respect natura, păstrez natura în pace, adică în sensul ăla, sunt și urși, sunt toate cele. Sunt tot felul de vietăți pe aici. Când veneam spre lac, văzusem fratele meu o vulpe, știi? Prima oară am crezut că e raton, știi? Dar de unde? Că era vulpe, de fapt. Mă bucur foarte mult că vremea ține cu mine. Toaletă bio între brazi. Cu ursul aici, aia. Wow. Și cu robinet. Și cu una alta. Hai să mergem la baie, dar pe voi v-am închis, papa. Bă, gata, am și ieșit. Descurez dacă are apă. N-are apă. După lupte colosale am ieșit în toaletă. Ne îndreptăm spre mașină. Eventual am văzut că a început să plouă. Nu știu dacă să mă duc spre cazare așa. Mă voi gândi foarte bine după chestiile astea, pentru că dacă mă prinde ploaie e nasol. Dacă merg cu mașina, tot nasol o să fie, pentru că o să-mi pară rău. Acum voi vedea, mă voi gândi și veți vedea în minutele ce urmează. Ori sunt eu nebun, ori mă fac. Mai devreme a plouat, poate vedea și pe mașină. Până acum o picurat, acum burnițează mai încet, nici nu știu ce să cred. Acum parcă mi-e așa, să plec sau să nu plec. Chiar aș vrea, dar acum se văd, uitați ce nori-s. Și cam nasol. Cam nasol, dacă nu pun bicicleta pe suport și ne îndreptăm spre cazare și vom mai filma probabil de acolo, dacă va ține vremea cu noi. Sunt foarte dezamăgit, dar am vrut să merg prin parțele alea pe acolo. Era ceva foarte frumos, niște coborâri, acum se văd. Dacă vremea va fi în favoarea mea, voi coborâ pe acolo. Sper să nu plouă mai tare, dacă rămâne așa, aș mai sta. Acum rămâne la alegerea lui Dumnezeu, de God, știi? Până atunci, haide să ne bucurăm de natură și
Și voi de acest episod minunat. Ha, dragii mei, aici se încheie episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați vizionat. Vă salut de aici de la Lacul Roșu și pentru voi filmez. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o pe toată durata canalului. Suntem la a treia lună de canal, facem 3 luni de canal și suntem la suma de 7.000 de abonați. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și îmi pare rău celor care s-au dezabonat în perioada asta de pauză, dar cum am spus, Tutaierz va reveni în forță maximă. Nu uitați să ieșiți în natură, să faceți mișcare împreună cu prietenii și să lăsați curat după voi, pentru că ați văzut și voi în secvențele trecute ce faună frumoasă avem în România. Erau rățuștele mai devreme pe aici, au dispărut. Până atunci ne vedem pe data viitoare și ieșiți la natură. Ieșiți cu bicicletele că e sănătos. V-am pupat, pa, pa! Thank you.